Doamnelor, domnilor, avem bucuria de a fi astăzi gazda unui eveniment cu totul deosebit. Este vorba de o expoziție aparte pe care o datorăm concetățeanului nostru, un binecunoscut colecționar, domnul Stelian Brânzei. Nu cred, mă rog, și nu intenționez să fac o prezentare mai amplă, deoarece dumneavoastră este binecunoscut, numele său a depășit de mult granițele, să zic așa, granițele locale, dumneavoastră fiind cunoscut ca un colecționar împătimit, atât pe plan local, cât și în țară. A participat la zeci, poate sute de simpozioane, congrese, reuniuni, întâlniri pe linie de numismatică. De asemenea, dumneavoastră a organizat în țară zeci de expoziții de specialitate. Sigur, cred că cel mai fidel activitatea domnului Stelian Brânzei este reflectată de mulțimea cupelor și a diplomelor care sunt expuse inclusiv în această sală și țin să precizez că sunt doar o parte dintre distincțiile pe care le-a primit de-a lungul activității sale de colecționar. Nu vreau să mă întind mai mult, însă nu pot să-i dau cuvântul domnului Brânzei fără a aminti faptul că dumneavoastră este membru fondator a numeroase societăți și asociații de specialitate. Voi aminti numai câteva dintre acestea. Este vorba de Societatea Numismatică Română, secția Botoșan, dacă greșesc cu ceva, vă rog să mă corectați. Asociația Colecționarilor de Insigne din România, Asociația Colecționarilor de Medalii, Insigne și Mărturii despre Eminescu din cadrul Societății Numismatice Române, de asemenea, membru fondator al Clubului de Medalii și Insigne din Cercul Militar Național. Dacă mai sunt și altele, astea vor apărea la curriculum vitae